organizațiile internaționale și organismele internaționale nu sunt deasupra stadiilor cum consideră foarte multă lume, ci le sunt create de state ca instrument ale lor. Chiar dacă Tribunalul Penal Internațional sau Curtea Penală Internațională își propună să judece șefii de state atunci când au razna și comit crime împotriva umanității, genocid și celelalte care sunt, intră în competența acestor tribunale, aceste tribunale acționează în sprijinul statelor și nu împotriva lor. Adică fac ceea ce nu fac statele. Am spus aceste lucruri pentru că să arătăm că statele sunt responsabile de tot ce se întâmplă, sunt suverane și sunt suverane cu adevărat. Nimeni nu atentează suveranitatea lor. Poate există unele lucruri în ceea ce privește exercitarea suveranității, care este cu totul altceva. Ea trebuie exercitată într-un context, ținând seama de celelalte state, de evoluțiile actuale, de realitățile actuale și nu de acum 700 de secole, inclusiv de perioada post-Vestfalia, pacea de Vestfalia în 1648, care a situat statul ca entitate, ca monadă a relațiilor internaționale, ca entitate deasupra care nu se poate trece și care are toate drepturile să folosească inclusiv forța, s-a mai diminuat puțin. Pentru că dreptul de a folosi inclusiv forța, deci războiul pentru a rezolva un diferend, nu mai are statul. De ce? Pentru că statele au convenit să nu mai aibă acest drept. De ce? Pentru că e foarte periculos. Războiul acum, un război mondial acum, înțelegându-l ca de tipul, un război total. De tipul, da, ca de tipul celui primului sau celui de al doilea război sau celui de al treilea război mondial, dar cu arme, când armele intră în acțiune, sigur, toată lumea știe că ar fi o catastrofă. Deci, să dau câteva date. Până la aceste date, după emisiunea care am realizat-o noi, emisiunea precedentă, am avut un telespectator care a revenit de două ori cu aceeași întrebare. Apropo că am mai discutat despre această ecuație care ați pus-o acum în fața telespectatorilor. Care ar fi rolul Rusiei ca putere în Euroasia? Deci întrebarea reglată la... Pentru că e un pion totuși care... De Rusia? Acționează în mod combativ. Europa? Nu există fără Asia. O relație euroasiatică și chiar eurasiatică sunt două noțiuni distincte și au conținuturi diferite. Eurasia amintește de pivotul geostrategic de care vorbea Mackinder, de Kirlandul Mackinder. Euroasia înseamnă de o relație, o entitate euroasiatică. Europa nu are resurse. Asia are resurse. Europa stă foarte slab în ceea ce privește populația. Asia are populație. Europa este ajuns deja un nivel maxim de competențe în multe probleme. Asia abia acum începe. Deci, practic, o relație eurasiatică însemnează resurse, însemnează tehnologie, însemnează infrastructuri, însemnează construirea unei entități eurasiatice care să reziste în procesul globalizării, care e extrem de dificil și care presupune soluționarea unor posibile evoluții conflictuale, în așa fel încât să se evite un conflict care ar putea duce la distrugerea lumii. Lorul Rusiei este imens. Pentru că, în afară de faptul că Rusia este a doua putere, la paritate cu Statele Unite în ceea ce privește puterea nucleară, Rusia deține uriașe resurse energetice. E o țară bicontinentală. O țară bicontinentală și o țară cu cea mai mare suprafață din lume. Cea mai mare suprafață din lume, chiar dacă populația este doar 142 sau 148 de milioane de locuitori. Din punctul ăsta dar Rusia este pe primul loc în lume în ceea ce privește teritoriul. Teritoriul se ascunde foarte multe elemente care încă nu se știu, încă nu se cunosc. După aceea, Rusia are un rol deosebit în ceea ce privește privind exploatarea Oceanului Arctic. Și Rusia are un rol foarte, foarte important în ceea ce privește tocmai această construcție euroasiatică. Rusia a realizat parteneriat strategic cu India, parteneriat strategic cu China. Rusia face parte din
din organizația de Shanghai. Rusia face parte din forumul Asia de Nord-Est. Construcțiile acestea are relații bune cu Iranul, cu Pakistanul. Sigur că da, sigur că da. Și face parte din BRIC, cum spuneam mai înainte, din Brazilia, Rusia, India, China, în care China are rolul, să zicem de așa, omogenizator. De omogenizator. Dar Rusia are putere nucleară. Rusia are, Rusia are și posibilități de dezvoltare. Chiar dacă este ca oricare dintre țările care a trecut la un regim la altul, într-o perioadă de reconstrucție, Rusia s-a delimitat la spațiul de Velicorusia, spațiul pe care ea gestionează perfect, în foarte bune condiții, și eu cred că viitorul va rezerva, cel puțin pentru Rusia, o evoluție foarte, foarte, foarte consistentă. Rusia dintotdeauna a fost aspirația ei să ajungă una dintre marile putere ale lumii și a ajuns. Fără îndoială. Cunoaștem de vremea lui Petru I. Sigur, încă din vremea lui Petru I. Rusia este foarte important. Dar spuneam că aceste trei sau patru centre de putere care se constituie și care se conturează, în jurul cărora se grupează cam toate celelalte țări, într-o formă sau alta. Și chiar dacă nu se grupează celelalte țări în jurul acestor centre de putere, ele beneficiază de această relație. Mă refer la lumea africană, mă refer la lumea latinoamericană. De fapt, latinoamericană, Brazilia este cea mai mare țară din... Reprezintă o adevărată forță. Sigur, reprezintă o adevărată forță. Deci toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru pregătirea lumii ca să facă față exigențelor pe care le cere procesul de globalizare. Referitor la asta, vreau să vă spun că în perioada 2007-2010, cât am fost în continentul american, din Alaska până la Capul Horn, Canada, Statele Unite, chiar și Mexicul, își transferau cea mai mare parte a întreprinderilor poluante, a întreprinderilor mari, în Argentina și Brazilia, pentru că aici era mult mai ieftin. Spuneau, dacă în America mă costă să fac pixul un cent, acolo cu același cent fac 100 de pixuri. Același lucru l-a făcut și Japonia. În țările din Asia de Nord-Est a transferat altădată, Japonia făcea componentele de mare finețe, ei las făceau restul. Acum s-au inversat lucrurile. Da. Și este paradoxal că Japonia... Foarte adevărat. De țările din Malaezia și celelalte țări din Asia de Sud-Est fac elemente de mare finețe. Japonia asamblându-le și ocupându-se de organizarea, de fapt. Asta însemnează extinderea tehnologiei, a microtehnologiei în spațiul acesta, care este deosebit de prolific și deosebit de are predispoziții către miniaturizare, către lucru delicat. Am spus toate acestea pentru că deci lumea evoluează în sensul acesta. Odată cu ea, evoluează și conflictualitatea. Economia a devenit deja economie de rețea. Aproape nu mai contează în ce stat se află. Economia funcționează aproape, să spunem, nu zic independent, uitați-vă la noi. Statul nu controlează aproape nimic din economia românească. Economia se interrelaționează. Ea începe să beneficiază de efectul de rețea. Crește numărul companiilor transnaționale sigur și multinaționale. Se trece la întreprindere de tip alea uriașe care generau, nu știu ce, generau conflictualitate sau generau monopol asupra la întreprindere de tip B. La unități de tip B care sunt suple, sunt numeroase, e adevărat că se dispar repede, dar ăsta este conceptul liberal. Deci spuneam că toate aceste evoluții arată că lumea se află într-o etapă de schimbări radicale, schimbări profunde, în care conflictualitatea crește. Despre toate aceste lucruri vom continua și vom dezvolta subiectul după o scurtă pauză publicitară. Publicitatea.